sprintează Crețu, angajat acum cu această pasă lungă, pasă înaltă și cade Crețu. Galeria stelistă cere penalti și după câteva secunde de gândire și de consultare cu asistentul Bârdeș, arbitrul Fluieră Bușu îi cere explicații lui Bârdeș. Crețu se vaită în continuare pe gazon. Fază trecută departe de ochii arbitrului, dar acolo în zona de acțiune a lui Bârdeș. Da, acolo este un contact. Crețu este cu ochii după minge. Diallo are o intervenție neglijentă, să nu zic imprudentă, intervenție neglijentă și, după părerea mea, sunt circumstanțe de penalti. Penalti comis de Diallo. Cheșeru se pregătește să bată. Portarul trebuie să aibă cel puțin un picior pe linia porții în momentul în care mingea este lovită de adversar. Cheșeru, jucător stângaci, care de regulă șutează puternic. Să vedem ce soluție alege acum. Mogoșanu dansează pe linia porții, clipe de încordare. Moment greu pentru FCU Craiova. Toate speranțele sunt puse în Mogoșanu. Îl are în față pe Cheșeru. Se apropie Cheșeru. Șutează și înscrie. Deși portarul Mogoșanu ghicise colțul, mingea se strecoară cumva între bara din stânga, între stâlpul din stânga și mâna lui Mogoșanu. 1-0 așadar, minutul 62. Al doilea meci și al doilea gol pentru Cheșeru. Plecase în direcția bună Mogoșanu. Am impresia că n-a prea ținut cont de indicațiile arbitrului. Parcă totuși s-a mișcat de pe linia porții. Acolo în careu a ajuns și un jucător de la Craiova.